Băiețelul se juca pe lângă casă, dar s-a îndepărtat și nu a știut să se mai întoarcă. Disperați, după ore de căutări, bunicii au sunat la 112. N-am mai văzut copilul. Puneți-vă în urmărire că nu mai e copilul. Tocmai pe pădure, la vii pe acolo l-am găsit. Peste 40 de persoane, polițiști, jandarmi și angajați de la ambulanță, dar și rude și vecini, au plecat în căutare după ce s-a primit apelul pe 112. Băiatul a fost găsit după mai bine de 3 ore de căutări intense la aproape 5 km de casă. Dormea într-o râpă, deshidratat și într-o ușoară stare de hipotermie. Am participat cu 9 jandarmi în aproximativ 3 ore și jumătate de căutări. După aproximativ 3 ore și jumătate de căutări, am găsit acest minor. Copilul a fost dus de urgență la spitalul de pediatrie din Pitești. Copilul este într-o stare foarte bună, are câteva escoriații la nivelul gambelor, dar în rest se prezintă foarte bine. O să rămână aici pe sănătate? Da, acum primește îngrijirea plăgilor și îi se vor recolta ceva analize, va fi echilibrat, va sta un pic la căldură și după aceea va merge acasă. Acum este în stare stabilă, dar a rămas internat pentru supraveghere și investigații suplimentare. El și o soră mai mare sunt crescuți de bunici după ce mama sa a murit, iar tatăl este închis pentru furt.